Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, astăzi sărbătorim prima duminică după cincizecime, care este dedicată pomenirii tuturor sfinților, cunoscuți și necunoscuți. Biserica ne cere astăzi să pomenim pe toți sfinții, căci ei sunt cu toții prietenii lui Dumnezeu, ocrotitorii și îndrumătorii noștri. Este semnificativă așezarea prăznuirii lor imediat după pogorârea Sfântului Duh, momentul întemeierii bisericii, arătând rolul ei sfințitor, pentru că sfințenia este opera Duhului Sfânt. Există așadar o legătură între sărbătoarea de astăzi și cea din duminica anterioară. Sfinți sunt considerați toți cei care sunt în stare de har. Așadar, harul sfințitor este cel care îi face sfinți. Fiecare creștin adevărat și dedicat este chemat să devină sfânt. De fapt, în biserica primară, termenii sfânt și creștin erau similari. În mod natural, primii creștini au făcut tot ceea ce au putut pentru a răspunde chemării lui Hristos. Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc, desăvârșit este. Sfântul Pavel ne spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sinaxarul zilei ne amintește că astăzi îi prăznuim nu numai pe sfinții bisericii de după apostoli, ci și puterile cerești, pe strămoși, pe patriarhi și pe proroci, adică pe toți sfinții Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, este o duminică închinată întregii împărăția lui Dumnezeu, în care puterile cerești și toți sfinții sunt la un loc. Toți aceștia sunt împreună în împărăția lui, însă fiecare în parte are gradul său de sfințenie. Fiecare sfânt are sfințenia și frumusețea lui, în așa fel încât toți sunt la un loc, dar nu toți sunt la fel. Pentru că nici noi, cei ce suntem încă pe pământ, nu suntem la fel, ci diferiți la nivelul creșterii duhovnicești, chiar dacă trăim în aceeași biserică. A fi desăvârșit înseamnă a fi sfânt, dar ce mai înseamnă a fi sfânt? Nu înseamnă numai a fi martir. Dar ce înseamnă a fi sfânt în viața obișnuită? Înseamnă a fi liber față de păcat, a birui orice tentație, a rămâne curat, a te păzi și a nu face rău nimănui, nici chiar ție. Pericopa evanghelică de astăzi ne arată foarte clar condițiile sfințeniei. Prima este aceasta: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi-vă și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. De ce ar avea nevoie Hristos de o astfel de mărturisire? Răspunsul ne-l dă Sfântul Apostol Pavel: că te vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe el din morți, te vei mântui. Iată de ce trebuie să vorbim despre Hristos, ca să ne mântuim. Credința în Hristos, respectiv mărturisirea Lui, ne dă garanția dobândirii mântuirii. O credință tăinuită, nemărturisită, este nedesăvârșită. Poate un om să primească răsplată mai mare decât să fie recunoscut de însuși Domnul Iisus Hristos în împărăția cerurilor, înaintea Tatălui Ceresc și înaintea oștirilor îngerești, mai mare decât să fie scris în cartea vieții, și poate să fie mai mare pedeapsă pentru un om decât ca Hristos să se lepede de el și să-i spună: nu te cunosc, nu ești al meu, nu ești scris în cartea vieții, pleacă. Pentru ca cineva să-L mărturisească pe Hristos înaintea oamenilor, nu are nevoie de o altă educație teologică, ci trebuie să trăiască în așa fel credința creștină, încât viața lui să devină o predicare a Evangheliei. Noi trebuie să spunem lumii ce a făcut Hristos pentru noi.
A doua condiție a sfințeniei este subliniată tot de Mântuitorul Hristos. Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Așadar, este poruncă divină să-ți iubești neamurile după trup, așa cum scrie în Levitic, dar nu mai mult decât pe Hristos. Solomon își sfătuia feciorul pe Roboam: ascultă, fiul meu, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările maicii tale, căci ele sunt ca o cunună pe capul tău și ca o salbă împrejurul gâtului tău. Frumos spus, numai că în cazul în care neamurile după trup sau cele spirituale nu ar consimți la principiile de viață în Hristos și ți-ar sugera să renunți, direct sau indirect, la El ești îndreptățit să nu rămâi în comuniune cu ei. În acest sens, Scriptura ne învață: de te va îndemna în taină fratele tău, fiul tatălui tău sau fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta, sau femeia de la sânul tău sau prietenul tău care este pentru tine ca sufletul tău, zicând: haidem să slujim altor dumnezei. Să nu te învoiești cu ei, nici să-i asculți. Prin urmare, iubirii lui Hristos nu îi se poate substitui o altă iubire. Când este vorba de credință, nu trebuie cruțată sabia dragoste, fie chiar și la nivel de familie. Tatăl și mama ne-au născut numai pentru viața aceasta trecătoare, pe când acela ne naște pentru viața veșnică. Părinții ne nasc spre durerea și suferința acestei lumi, însă Dumnezeu spre viață veșnică și slavă. Domnul nu înlătură dragostea pe care o datorăm părinților și tuturor celor de aproape ai noștri. El ne-a poruncit această dragoste. Hristos însuși și-a arătat dragostea pentru Sfânta lui Mamă chiar pe cruce fiind, când a încredințat-o ucenicului Ioan. A treia condiție a sfințeniei este egală cu purtarea crucii. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Această ducere a crucii nu trebuie purtată oricum. Omul trebuie să-și poarte crucea bucuriilor și a necazurilor cu demnitate și caracter. Un om care nu vrea să-și asume liber responsabilitatea crucii, nu și agonisește niciun câștig. O viață tihnită aici, în afara crucii, va fi lipsită de bucurii veșnice. Prin cruce trebuie să înțelegem toate chinurile și durerile pe care le întâmpină în drumul său cel ce-L urmează pe Hristos. Dragostea adevărată are nevoie de jertfă ca să se aprindă și mai tare. Bolnavul are nevoie de o doctorie amară ca să se facă bine. Nimeni nu urmează lui Hristos fără să întâmpine în calea lui suferințe și chinuri, dar crucea fiecăruia este altfel. De aceea spune Domnul că fiecare trebuie să-și ia crucea sa. Încă mai trebuie să înțelegem prin cruce nu numai chinul, ci și durerea pe care o încearcă omul când se desparte de sine însuși, de omul cel vechi, de obiceiurile păcătoase, de patimile sale. Aceasta este una din crucile cele mai grele și nu poate fi purtată fără ajutorul lui Dumnezeu și fără mare dragoste de Hristos. Dar este o cruce care trebuie luată cu orice preț pe umeri. Sfântul Simeon, noul teolog, spune: crucea și moartea nu constau în nimic altceva decât în completa mortificare a voinței de sine. Hristos ne asigură că oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Da, pentru puținul la care au renunțat, înmulțit vor lua. Și în plus, ca răsplată în viața viitoare, fiecare va primi cel mai de preț odor, viața veșnică.
de care se va bucura pururea. Pentru minimum oferit lui Dumnezeu vom primi mult din partea Lui. Sau cum ar spune Părintele Nicolae Steinhardt, numai dăruind vei dobândi. Sfântului Paisie cel Mare i s-a arătat la un moment dat Sfântul Împărat Constantin cel Mare și i-a spus: eu, dacă aș fi știut ce slavă au și de ce bucurii se învrednicesc călugării în Împărăția lui Dumnezeu, aș fi lăsat toate ale lumii acesteia și m-aș fi făcut călugăr, căci unde stau ei, om nu poate să vadă în trup fiind. Cei care au lăsat toate au arătat înălțimea acestei chemări. Dar această înălțime, această părăsire a lumii, nu înseamnă izolare, ci omul părăsește pe oameni pentru că iubește mai mult pe Dumnezeu. Omul îi părăsește pe oameni pentru că iubește mai mult decât pe sine. Omul îi părăsește pe oameni ca să se aducă pe sine ofrandă lui Dumnezeu, ca să se aducă pe sine dar al întregului Adam către Dumnezeu și ca mai apoi să se întoarcă către lume, de data aceasta ca dar al lui Dumnezeu către oameni. Sfințenia este expresia bucuriei de Dumnezeu și de aproapele. Părintele Stăniloae, tălcuind un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, spune: sfințenia se atinge atunci când în rugăciune nu mai ești conștient de tine, ci numai de Dumnezeu. Când în rugăciune pentru ceilalți nu mai ești conștient de tine, ci numai de ceilalți. Cu toate acestea, sfințenia nu este rezervată doar anumitor categorii de oameni, ci tuturor deopotrivă. Nu mai există popor ales, a fost în Vechiul Testament și nu au vrut să-L recunoască și să-L primească pe Mesia Hristos, trimis special să împlinească legea. Nu mai există neam ales, rasă privilegiată, ori categorie de oameni preferate de Dumnezeu. Tuturor ne-a adresat cuvintele: fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Sfințenia este o vocație a noastră a tuturor. Pe toți ne-a chemat să ne sfințim viața, indiferent de pregătirea intelectuală, de poziția socială, ori de munca pe care o îndeplinim fiecare în societate. Toți putem ajunge sfinți dacă ne luăm în serios rolul de creștini, dacă ne sfințim viața cu rugăciune, pocăință, postire, spovedanie și împărtășanie. Dar cine se mai gândește că scopul principal al vieții omului este dobândirea sfințeniei? Cine se mai gândește că existăm pentru a deveni sfinți? Cum este văzută sfințenia? Cum ne raportăm la ea și cum o trăim? Cum putem să o găsim sau chiar să o pierdem? Astăzi, sfințenia este considerată ceva îndepărtat, ceva din afara lumii și cu neputință de atins, un dar anume pentru cei aleși, pentru aristocrația Duhului. Sfințenia nu este un campionat, nu este o întrecere pentru întâietate, nu este o realizare suprafirească, nici atingerea unui record. Sfințenia iubește să trăiască în anonimat, în lipsă de slavă, în tăcere, pocăință și smerenie. Sfințenia nu este altceva decât ascultarea de porunca lui Dumnezeu de a deveni sfinți, așa precum El este sfânt. Ești chemat să dai sânge ca să primești Duh, să te nevoiești cu stăruință și răbdare. Sfinții care s-au desăvârșit au avut credință în Dumnezeu, iar credința îl călăuzește pe om la dragoste, precum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul: cel credincios se teme, cel temător se smerește. Cel smerit se face blând, cel blând se curățește. Cel curat se luminează și cel luminat se învrednicește de împreună locuirea cu Mirele Hristos. Sfinții, după cuvântul Sfântului Părinte Iustin Popovici, reprezintă Evanghelia împlinită de-a lungul veacurilor. Sfinții sunt Hristos extins de-a lungul veacurilor. Sfinții ne-au arătat, de fapt, că virtuțile evanghelice sunt realizabile.
Sfinții ne spune, Sfântul Paisia Gheoritul, l-ar iubi pe Hristos chiar și dacă nu ar exista raiul. Sfințenia înainte de toate înseamnă smerenie. Cineva a întrebat pe un părinte, ce este desăvârșirea? Cum adică s-ar putea defini desăvârșirea? Și răspunsul a fost, un adânc de smerenie. Citim în Pateric, zisa un bătrân, fiilor, să știți că smerenia pe mulți fără nicio osteneală i-a mântuit. Și mărturisesc aceasta vameșul și fiul risipitor, care puține cuvinte au grăit către Dumnezeu și s-au mântuit. Iubiți credincioși, Biserica ne invită astăzi să cinstim pe toți cei care prin harul Duhului Sfânt au ajuns la sfințenie și au intrat în marea familie a sfinților. Ne bucurăm mereu când avem o sărbătoare în familie și cu cât este mai multă lume, cu atât bucuria este mai mare. Duminica tuturor sfinților este, după cum ne arată și numele, sărbătoarea tuturor celor care sunt în Împărăția lui Dumnezeu și care alcătuiesc împreună o adevărată și minunată familie. Cerul reprezintă, în fapt, participarea sfinților la fericirea veșnică a lui Dumnezeu. Iisus vorbește despre cer ca Împărăția lui Dumnezeu sau ca de o casă unde Tatăl își adună copiii, ca la un festin unde toți invitații sunt chemați să fie împreună, în comuniune. Fericirea cerească este veșnică. Dumnezeu este Tatăl nostru și ne-a făcut fiii Săi, iar sfinții din cer sunt frații noștri care ne așteaptă pe toți să ne regăsim printre ei. O mulțime uriașă, al cărei număr nimeni nu-l cunoaște, se reunește în această sărbătoare. O mulțime alcătuită din toate națiile, rasele, popoarele și limbile. În fruntea acestei mulțimi se află Mântuitorul nostru Iisus Hristos, căruia îi se alătură toți cei care i-au urmat, în primul rând Sfânta Fecioară Maria. Lor li se adaugă apostolii, martirii și evangheliștii, mărturisitorii, asceții, ierarhii și toți cei ce au murit în dreapta credință. Dacă cerul a dăruit pământului pe Iisus Hristos, pământul trebuia să dăruiască cerului pe sfinți. Sfinții sunt Evanghelia trăită. Isidor de Sevilia zice, dacă nu ar fi existat poruncile divine care să ne învețe să facem binele, ne-ar fi de ajuns exemplul sfinților care să țină locul legii, căci de la sfinți putem învăța toate virtuțile. Dragostea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, ascultarea de la Avraam, răbdarea de la Isaac, curăția de la Iosif, statornicia de la Iosua, bunătatea de la Samuel, delicatețea de la David, înfrânarea de la Sfântul Ioan Botezătorul și așa mai departe. Sfinții sunt creștinii care au biruit păcatul și au trecut dincolo în lumina Împărăției Cerurilor. Ei sunt societatea lui Dumnezeu, sunt casnicii Domnului, au trecere la Dumnezeu. De aceea îi invocăm ca mijlocitori și știm că pot interveni pentru noi. Un sfânt pe o icoană în camera noastră devine un familiar al casei, un membru al familiei, cineva cu care ne sfătuim, la care apelăm la nevoie. Și avem neîndoielnica încredințare că este prezent, că este acolo, că e gata să ne ajute, că îi place să stăm de vorbă cu el fără nicio reținere. Iubiți credincioși, să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi când prăznuim pe toți sfinții, ca prin rugăciunile lor să ne sfințim viața, să ne dăruiască putere să postim, putere să ne rugăm, să ne spovedim curat și sincer, râvnă să ne împărtășim la vreme cu Sfintele Taine, putere și dragoste să ducem o viață curată și iubitoare de Dumnezeu și de semeni, și așa vom putea înainta și noi pe drumul acesta al sfințeniei. Să ne rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze și să sfințească viața noastră, să ne primească rugăciunile,
dăruindu-ne toate cele de folos spre mântuire. Amin.